vece ziariști, pe spinarea mea se îmbogățesc. Scot 10 ziare și eu le cumpăr și le citesc. Unul s-a încurcat într-un articol cu prea mulți morți și prea puțini teroriști. Așa că din prima au rămas doar 9 ziariști. 9 ziariști, niciunul nu se lasă. Îmi fură din timpul de lucru, îmi fură ora de masă. Unul lua de valdă mult prea tare în comuniști. Și până să știi exact ce se întâmplă, sunt de fapt 8 ziariști. 8 ziariști zeloși continuă în felul lor. Îmi vor și o bucățică mică din timpul meu din dormitor. Femei frumoase și dezbrăcate prin pagini împrăștie șoapte. Dar așa de prost tipărite că ziariștii rămân doar 7. 7 ziariști glumesc, niciunul nu pune frână. Și-o țin tot într-o glumă și-un râs aproape o săptămână. Până unul glumește despre fata cuiva care cumpără terenuri și case. 7 ziariști au fost, acum sunt 6. 6 ziariști încep să facă anchete. La alimentară, la punctul de vamă, la căminul de fete. Descoperă unică la primărie, se dau casele tot la colonei. 4 ziariști spun noi, n-am fost 6, unde or fi 2 dintre ei? 4 ziariști dau din coate, mă vor al lor neapărat. Pe unul îl cheamă Petre și aproape m-a câștigat. Dar Petre îl cheamă și pe primul ministru dacă se încurcă cumva între ei. Nu, 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 cel mai sănătos lucru e să rămână doar 3. 3 ziariști își zâmbesc, parcă au mai scăpat din joc. Concurența s-a mai înmuiat, hârtie acum din belșug. Uite însă că scapă un articol despre noi și marile puteri. Ziariștii ca prin farmec rămân doar 2, fiindcă în strofa apar mineri. 2 ziariști au ajuns la cuțite, se bat în cuvinte tăioase. Își dau peste ochi, își dau peste gură, își dau reciproc la oase. Se fac presiuni, se luptă la sânge, e permis orice fel de atac. Și așa se face că un ziarist e chemat la domnul Chițac. Un ziarist e în sfârșit fericit, are 10 ziare de făcut. Ce dacă toate arată la fel, asta am mai avut. Chiar ne place așa, dacă vreți să știți, când oare o să ne învățăm minte. Pe prima pagină președintelui țării, omagiu fierbinte.